Prim-ministrul ne-a asigurat că impactul Brexitului asupra economiei românești nu este mare, nu este motiv de îngrijorare și acest impact va fi gestionat fără probleme majore. Am solicitat și primit informații de la guvernatorul Băncii Naționale că impactul asupra monedei naționale este mic și gestionabil. Leul nostru nu va avea probleme, ne-a asigurat guvernatorul Băncii Naționale, domnul Isărescu. Am fost foarte bucuros să constat consens politic între liderii politici. Toți sunt de acord că drumul României este în interiorul Uniunii Europene împreună cu celelalte state membre. Toți au fost de acord că un atu important pentru România în toate etapele de renegociere care vor avea loc este stabilitatea României. Faptul că suntem o țară cu o creștere economică și toți au fost de acord că acest atu nu trebuie pus sub semnul întrebării din motive electorale. Pot să asigur pe români că această criză, fiindcă asta este, numită Brexit, are în ea oportunități importante pentru România și împreună cu toată clasa politică vom avea grijă ca România și Uniunea Europeană să iasă întărite din această criză.